Cercetătorii de la Centrul European de Cercetări Nucleare Geneva, Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei Măgurele și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava organizează vineri 22 martie, începând cu ora 10, la Observatorul Astronomic și Planetariul din Suceava, un eveniment de popularizare a fizicii și a cercetării științifice în rândul elevilor de liceu. Acțiunea se adresează elevilor de liceu din clasele a 9-a și a 12-a și le permite de-a lungul unei zile să ia contact cu mediul de cercetare de la Centrul European de Cercetări Nucleare, de pe platforma Măgurele și de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Pe durata acestei zile, elevii vor avea ocazia să audieze cursuri de particule elementare, să viziteze obiectivul din campusul USV și să participe la analizarea datelor reale achiziționate în experimentul de energii înalte. Elevii vor avea posibilitatea să discute rezultatele obținute prin videoconferință cu cercetătorii de la Centrul European de Cercetări Nucleare, precum și cu colegi din alte centre științifice, precum Cagliari, Florența, Moscova sau Barcelona, care sunt implicate în acest program. Participarea va fi recunoscută prin acordarea de diplome.